Prefectura Prahova a considerat ceea ce legiuitorul, prin codul administrativ, stabilește concret. Și anume, în situația în care o hotărâre de Consiliu Local sau un proiect de hotărâre, în cazul de față, suportă modificări pe fondul său, urmează ca inițiatorul, care poate fi primar, secretar, unul din consilierii locali, un grup de consilieri locali, să propună respectivele modificări, iar proiectul să fie retrimis la comisiile de specialitate pentru efectuarea modificărilor respective, urmând ca într-o proximă ședință să fie reinclus. Codul administrativ stabilește clar condițiile în care aceste modificări se fac în timpul ședinței respective. Prin urmare, vorbim de o chestie procedurală care nu a fost respectată și Prefectura Prahova a atras cu această ocazie atenția Consiliului Local, care are datoria să revoce hotărârea ca neîntrunind elementele de legalitate, în caz contrar, urmând ca noi să ne adresăm instanței de judecată. Nu am făcut primul pas de a adresa direct instanței, deși exista și acest argument, întrucât considerăm că un astfel de proiect trebuie analizat cu mare atenție.